Eugen Ionescu se ridică în ghilimele împotriva lui Dumnezeu și spune: Doamne, ai făcut rău, ai construit o rău viață. Nu trebuia să începi cu nașterea, trebuia să încep cu moartea. Dumneata zice, dumneata mă faci, dumneata mă faci sănătos, mă faci frumos și încep să mă demolezi. Domnule Eugen Ionescu a fost întrebat într-un interviu: care e cea mai mare durere? Cea mai mare durere a mea e că soția mea și fetița mea vor muri într-o zi. Și ce spune acest individ genial? Spune așa: vrei să fii fericit? Nu privi în sus, privește în jos. Dacă te vei uita în sus, vei vedea oameni mai fericiți ca tine și vei deveni invidios și te va durea, pentru că omul este egoist. Vrei să fii fericit? Privește în jos. La cea mai gravă nenorocire, la cea mai mare nenorocire, la un orb. Privește un orb și te vei duce liniștit acasă. Privește în jos, pentru că vei vedea durerea, ce înseamnă durere. Vei vedea spitalul din Regele Moare. Ce se întâmplă în Regele Moare? Ce te învață Ionescu? Să preamărești, să mulțumești lui Dumnezeu pentru prezentul pe care îl trăiești, pentru că regele, ce spune Beranger? Servitoarea spune: m-am dus în piață. Ai fost în piață, da? Și am văzut vinete. Ai văzut vinete? Am văzut roșii, majestate. Ai văzut roșii? Da, majestate. Dar urc 237 de trepte la castel. Și el spune: ce fericită ești că le urci.